Apele continentale, elementele unei ape curgătoare. Resursă educațională deschisă pentru clasa a 5-a. Vă propun să desenăm elementele unei ape curgătoare. Începem cu izvorul, cursul principal de apă, gura de vărsare, afluenții, confluența, cumpăna de ape și bazinul hidrografic. Acum vom nota fiecare element în parte. Ce este izvorul? Izvorul reprezintă locul de unde începe să se formeze cursul unei ape curgătoare. Priviți acest video și încercați să explicați ce înseamnă cursul unei ape. Cursul de apă reprezintă locul prin care se scurge apa râului între izvor și vărsare. Gura de vărsare este locul unde râul se varsă într-un alt râu, fluviu, lac, mare sau ocean. La gura de vărsare a unui râu, într-o mare sau într-un ocean, se poate forma fie o deltă, fie un estuar. În condițiile în care un fluviu transportă cantități mari de aluviuni și se varsă într-o mare cu maree mici sau chiar lipsită de maree, atunci aluviunile se depun la gura de vărsare, iar apele râului se vor despleti în brațe formând delte. Dacă fluviile se varsă într-o mare cu maree puternice, gura de vărsare este largă, în formă de pâlnie, numită estuar. Afluenții sunt ape curgătoare secundare care se varsă în ape curgătoare principale la punctul lor de confluență. Cumpăna de ape reprezintă limita dintre două bazine hidrografice. Dar ce este bazinul hidrografic? Bazinul hidrografic reprezintă suprafața totală de teren de pe care își colectează apele, un curs de apă principal și afluenții săi. Vă propun să identificăm elementele unei ape curgătoare. Vom analiza fie pe harta fizică a lumii, fie pe harta fizică a Americii de Sud, fluviul Amazon. Să verificăm dacă ați răspuns corect. Fluviul Amazon este situat în America de Sud. Izvoarele acestui fluviu sunt în munții Anzi. Amazonul s-a format prin unirea a două râuri, râul Ucayali și râul Maranon. Amazonul se varsă în Oceanul Atlantic prin estuar. Fluviul Amazon are foarte mulți afluenți, dintre care mai importanți sunt Purus, Madeira, Rio Negro.
Fluviul Amazon are cel mai mare bazin hidrografic de pe Terra, acoperind o suprafață de peste 7 milioane de kilometri pătrați. Vă propun să creați singuri o deltă. Pentru acest lucru aveți nevoie de un recipient lung din carton, o foarfecă, folie de plastic sau pungi de plastic pentru gunoi, banda adezivă, lopețică de plastic și nisip și un recipient cu apă. Citiți cu atenție și realizați următorii pași. Ce ați observat pe parcursul desfășurării acestui experiment?